Doamnelor și domnilor, va trăi o mare surpriză în direct, așa că stați cu noi. Claudia Ghițulescu. Bine ai venit! Cătinel, cătinel, ușurel, ușurel. Mulțumim foarte mult, acum am pus mochetă nouă, e bine, e frumos la noi. Ecranul mai vine cât o marmotă noaptea și mai stă la, acolo frumos la ecran, mai face cât un LED, da, la, e situație la noi. Bine ai venit, ce faci? Bine v-am găsit. Bine, să zică bine. Bine, așa, bine? Limita... În ce sens? Cine te supără, măi, doamnă? Nu mă supără nimeni, decât situația care o trăim. Și cum e cu situația asta? E grea pentru noi, e foarte greu, pentru că a trecut prea mult timp de când noi nu ne desfășurăm activitatea și mi-e dor și mie să cânt, să merg în mijlocul oamenilor. Dar uite, ne mai bucurăm, venim aici la emisiuni și ieșim din starea aia de tristețe. Bun, la revedere cu starea de tristețe. Pe de altă parte, ce rămâne în perioada asta sunt oamenii pe care iubim, toate lucrurile pe care le facem imediat. Da, aveți ne bucurăm. Aveți puțină răbdare pentru că s-ar putea ca Claudia să aibă o surpriză în această emisiune. Pe de altă parte, vreau să știu, ai slăbit. Deci tu ești una dintre persoanele care a slăbit în pandemie. Altele, am văzut ieri o fotografie cu unul dintre mari cântăreți de manele care efectiv s-a dublat. E vorba despre Florin Salam. Nu vorbim despre el ca om, vorbim strict ca un om care, iată, da, în pandemie a pierdut lupta cu kilogramele, care s-a fost, folosesc un clișeu obositor. E o perioadă în care stăm și mâncăm, adică mai puțin activitate. Mai puțin stres. Tu. Eu, da, am mâncat și eu, dar atent. Adică am fost foarte atent, am mâncat, am ținut regim, am făcut foarte mult sport, de aceea am o problemă la spate. Și vreau să-i mulțumesc prietenei noastre, Mihaela, că... Proicea, da, a avut grijă în perioada asta, că eu n-am vrut să mă duc, știi cum te doare un pic spatele, da. Zice, n-am nimic, dar se pare că trebuie rezolvat această problemă. Deci ai făcut la sport, ai făcut o mișcare greșită, nu? Am făcut o mișcare greșită și un pic mă doare spatele, de asta spun că în această perioadă am făcut foarte mult sport, adică zi de zi am mers la sală, mai puțin în zilele în care au fost cu emisiuni. Dacă nu am mers la sală, am făcut acasă exerciții, ceea ce n-aș indica să faci, că cine nu știe, că uite, eu... Nu mi-am făcut exercițiile așa cum trebuie și am avut o problemă. Da, am mers în parc, am alergat, dar bineînțeles, știi cum e, totul e de la mâncat. Nu am mâncat. Da, mă, stai o secundă, de mâncat, eu am înțeles că tu la un moment dat atâta n-ai mâncat că ai și leșinat. Asta a fost atunci, când eram eu, de voiam să fiu băț, da. Și nu acum mâncam. Acum nu mai vrei să fii băț, numai băț vrei, da, să fii. Da, acum nu mai, adică accept câteva kilograme. Aveam acum câțiva ani de nu acceptam, deci dacă puneam un kilogram în plus, nu mai mâncam două zile. Beam numai apă și atât. Și, na, mergeam la concerte, iar alergam și nu era ok. Acum, de exemplu, fac așa o cură de slăbit, mă trezesc dimineața, beau cafea și mănânc între mese la 12, 13, 16, 18 ore, depinde cât rezist. Și mănânc apoi 8 ore. Mi-am făcut un regim din asta. Asta, deci să mănânci 8 ore doar, nu mai zic. 8 ore mănânc, da. Cred că intermittent fasting, mi se pare că da, se numește. Ceva gen, dar mi l-am făcut eu pentru organismul meu și cum a funcționat la mine. Când am și timp și pot și așa, mănânc în aceste 8 ore disociat. Adică mănânc o zi fructe, o zi lactate, o zi carne, o zi legume. Băi, asta n-am putut să fac niciodată. Adică mi se pare asta că unele dintre zile mine. O zi lactate, înțeleg. Frățioare, dar o zi fructe, bas pe cineva. Bas pe cineva, crede-mă. Fructe. Mie la carne mi-e un pic mai greu. Dar dacă îmi dai fructe... Eu am fost la un moment dat într-un loc de ăsta în care era de detox și am mâncat vegan. Adică n-am putut numai cu sucuri, că muream acolo. Și vreau să spun că șmecheria este la treaba asta. Cum arăți... Deci totdeauna ambalajul contează. Mă, îți dădea practic un măr, atâta. Dar ți-l tăia în atâtea bucățele când vedeai farfuria, ziceai, wow, câtă mâncare. De fapt, tu mâncai un măr, vai de mama ta. Deci... E cineva alături de noi, dar încerc să-i aud vocea. Alo? Alo? Cine să fie la telefon?
Ce-i cu mărul, Cristiane? Nu mai... Nu cred. Doamnelor și domnilor, surpriza pentru Claudia Ghițulescu este că în telefon este unul dintre idolii ei. Este vorba despre doamna Irina Loghin, pe care o iubim și descoperim faptul că este în plină activitate. În afară de faptul că într-o zi, plimbându-mă cu Ana și cu băiatul prin parc pe la Cărăstrău, a apărut o siluetă care mergea tare. Așa, pac, 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 pac. Doamna Loghin, deci dacă eu cu familia mea încercam să ne ținem după ea, cred că după jumătate, îți zice, eram așa... Deci aveți un rim ceva fantastic, doamna Irina. Mulțumesc! Mulțumesc, Cristiane, și salut de minunata invitată de astăzi. Hai, doamna Irina, să rup mâna! Acum, Doamne, ce surpriză! Haide să vedem acum, o să te rog, Claudia, să-mi spui de ce o iubești pe doamna Irina Loghin. Pentru că o iubesc de nu mai pot. Păi de ce? Înseamnă așa. Așa a fost, să o iubesc eu pe doamna Irina. De când o iubești? De mulți ani. De când am cunoscut-o prima dată. Bine, de când am auzit de doamna Irina Loghin, am fost... Bine. Da. Doamna Irina... Ok, dar când am cunoscut-o... Surpriză. Când am cunoscut-o pe doamna Irina... Cristiane, în primul rând îți doresc, Claudițo, stai că îmi face plăcere să te aud, îmi pare rău că nu sunt în fața televizorului, că sunt pe undeva telelei prin oraș. Așa. Dar îi spun lui Cristian, mulțumesc mult, este adevărat, ne-am întâlnit acum o lună prin parc și îmi pare bine că sunteți și faceți și voi cross-ul ăsta, că e foarte sănătos. Și să ai în grijă de această fată, îți transmit din suflet să ai succes aici la noul tău post. Mulțumesc mult! Tu totdeauna ai, niciodată n-am... Am făcut lucruri frumoase împreună. Și prezinți lucruri extraordinar de frumoase și că te cunosc de zeci și zeci de ani și mai și învățat niște lucruri la viața mea care am ținut cont de ele și mi-a mers foarte, foarte bine. Doamna Irina, să știți că așa cum am făcut noi o emisiune foarte frumoasă după nunta Irinuca, emisiune care s-a întors după soare, ca să zic așa, deci era o minune a fost acea emisiune, când vorbim noi la telefon și tare mi-aș dori în această lună în care ne apropiem de sărbători să ne vedem aici pe canapea și să povestim, pentru că dumneavoastră sunteți efectiv un tezaur și vă iubim foarte mult. Ți-am promis că din uite, o ai și pe Claudiță, haideți să ne întâlnim înainte de Paști, să cântăm și o melodie creștină, și pentru că atâta mai intră în inimile vieților românași care sunt așa de năpăstuiți. Facem, ne auzim noi la telefon. Deci, cum vi se pare fata asta? Dumneavoastră, cu spiritul dumneavoastră și cu umorul dumneavoastră senzațional, spuneți-mi ceva despre fata asta, despre Claudia. Cristiane, chiar te-aș ruga să ai în grijă de ea și să o invit cât mai des, pentru că este o apariție extraordinară și din punct de vedere estetic și figura ei frumoasă și mai ales în ultimii ani își face rost de repertoriu niște melodii foarte, foarte frumoase, care singură și le culege și singură și le cântă foarte, foarte frumos. O cunosc de la vârsta, cred că avea 18-19 ani, pe Claudia. Este o fată cu minte, o fată la locul ei. Am fost la părinții ei la Craiova. Este... Imediat am zis, Doamne, dacă aș mi-a dorit o fată, mi-aș fi dorit una ca și Claudia. Ce? Da, și de atunci ținem legătura tot timpul. Vine la mine în vizită, zi mare când mă vizitează Claudia acasă. Știu bine, dumneavoastră aveți tot soiul de surprize. Mai venea Paul acasă la dumneavoastră, surugiu, adică dumneavoastră am fost odată și în casa dumneavoastră, am filmat, dumneavoastră aveți felul dumneavoastră de a fi, aduce oameni în jurul dumneavoastră, dar fata asta, nu știu ce ați făcut cu ea, că ați redus-o la tăcere, e genul de olteancă care vorbește mult, acum e mută, ce facem cu ea? Zi, dragă, ceva. Așa mult îmi place să o ascult pe doamna Irina, o iubesc atât de mult, deși eu nu pot să spun cât o iubesc. Adică așa, aș dori din suflet, pentru că mi-a intrat la suflet și mie și de câte ori vorbesc cu ea, îmi face foarte mare plăcere. Aș dori să aibă și ea, să-i dea Dumnezeu noroc, pentru că prima dată, asta este norocul, ți-l dă Dumnezeu, sau cum se zice, dar să nu dispere, pentru că la sufletul ei și la comportamentul ei și la bunul ei simț, o să aibă noroc de un bărbat exact ca și sufletul ei.
Zi și spune. Vă iubesc mult de tot și sunt sigură și eu de acest lucru, pentru că așa e, viața ne mai încearcă și probabil a trebuit să mă trezesc un pic la viață, așa că sunt un pic mai credulă, să zic așa, un pic, na, nu mai... Nu duc grijă, că tu ești optimistă. Da. Ești optimistă și pe unde mergi împrăști energie și ăsta e lucru extraordinar. Așa și este. Faci plăcere și... Ești bună la suflet și iubești aproape și semenii tăi și asta e lucru nemaipășit și ești modestă până la Dumnezeu. O secundă, doamna Irina, că eu vreau să aflu momentul în care v-ați dat de la ea. Că, repet, s-a amuțit eu și tot... Eu sunt șocată, adică... Hai să vedem, deci hai să vorbim despre momentul în care doamna Irina a venit la tine, la părinții tăi. Vă rog, că a fost o întâlnire frumoasă care poate ne-am fi... Ne-am cunoscut și ne-am atașat și ne-am apropiat mai mult pentru că doamna Irina e prietenă cu familia Chiriac. Eu am locuit la ei o perioadă și atunci mai... Dacă am fost la tine la Craiova, venea pregătit maica ta masa aia noastră numai vegetariană. Da, în Craiova când venea. Doamna Irina... Eu comunesc în fiecare zi. Da. Trebuie să fi fost ceva bun. Da. În Craiova, doamna Irina mă lua la concerte și vă dați seama ce onoare pentru mine să cânt lângă doamna Irina Login, Doamne. Și mi-aduc aminte că primea doamna Irina flori și mi-a ia-le, mamă, du-le acasă. Tot timpul, du-le acasă. Doamne, mi se părea o chestie că trăiesc cum vis, adică nici nu mai poți imagina ce bucurie poți să ai când un om pe care îl iubești fără limite, necondiționat, cred că o iubesc pe doamna Irina Login, nu cred că există diferență între dumneavoastră și mama, adică la fel, e ceva de, poate, cine știe, cândva așa a fost mama. Așa te-am simțit și eu. Am simțit și eu ca și fiica mea. Da. Și la Craiova mergeam, mă ajuta, da, mă sfătuia, am plecat în turneu în Germania. Doamne, câte am vorbit! Doamne, câte m-am învățat! Exact, ce frumos! Ce frumos. Uite că ți-a adus aminte. Da. Doamna Irina, un singur lucru cred că nu vă poate, nu vine Claudia din spate, ca talent cu siguranță, că știm și suntem conștienți de talentul și de valoarea ei. Doamna Irina, la umor nu reușește să vă bată deloc, adică dumneavoastră sunteți o sursă de umor și de bună dispoziție de fiecare dată când ne-am văzut cu dumneavoastră și în direct și întotdeauna sunteți foarte pontoasă. Asta mică e mai plăpândă, nu e așa tare. Doamna Irina e tare de tot. Capăt experiență. Ba, nu vrea ea să stea, dar are și ea mult haz. Da. Foarte mult haz are, să știi. Da. Doamna Irina, acum că v-am prins, spuneți-mi cum sunteți, ce faceți, după care o să continuăm cu Claudia, dar pentru că, iată, suntem în direct cu dumneavoastră, am vorbit despre Claudia, vreau să vorbesc și cu, și cu dumneavoastră. Cum sunteți în perioada asta? Sunteți bine? V-am văzut, sunteți în forță? Dacă v-am văzut, deci vă repet, v-am văzut în parc, deci sunteți în forță. Altfel, ce ne puteți spune despre perioada asta, dumneavoastră? Bine, exact, cauți totdeauna să ai energie, să gândești lucruri frumoase. Niciodată nu fac un plan ce-o fi, ce-o da Dumnezeu, așa îmi spun. Da. Na. A venit primăvara, alergăm după leurde pe la Băneasa, după urzici. Așa. Asta e. Asta e sănătatea. Auziți, doamna Login, de-a dumneavoastră ați găsit vreodată pe cineva să țină pasul cu dumneavoastră când mergeți așa la plimbare? Ghici, să știi că nu prea, din păcate. Pe același parc survolează Ion Antonescu, nașul nostru de cununie și o personalitate a turismului. Poate vă întâlniți într-o bună zi și faceți o tură, așa că și nașul de Antonescu e pe mare viteză. Și acum, măi Cristiane, acum zic și eu că am o vârstă. Să știi că mai sunt perioade, asta nu înseamnă că totdeauna este numai miere. Totdeauna, câte o dimineață mai mă scol și eu ca funia în sac. Da, doamna Irina, dar știți că e o vorbă, știi, de la o vârstă încolo, dacă te trezești și n-ai nicio durere, înseamnă că nu mai ești, adică... Înseamnă că ai murit. Păi da, noi care avem 40 ceva de ani și ne ia câte une, asta mică este îndoită de jumătate, dacă o vedeți, a făcut o mișcare greșită la sport și îi merge într-o parte, așa, nu se vede, ea se ține mândră aici, dar de tot fapt... Tot timpul îmi zice doamna Irina, ci că ești mă mamă în parc, mă, nu te duce la sală, mă, ești mă mamă în natură, mă. Păi da, acolo primenești plămânii și inima la sală, o fi și acolo, dar nu e cam parc, oricum. Oricum e diferență mare, dacă
vrei să alegi, să alegi ce trebuie să alegi, trebuie să alegi parcul, trebuie să alegi mișcarea. Clar. Clar. Liber, da. Da. Adevărul e că cred că mișcarea este unul dintre secretele care o face... cel mai bun medicament. Da, așa este. Este cel mai bun medicament al omului. E secretul tinereții dumneavoastră, doamna Loghin, să știți. Ne este, da, dumneavoastră, de asta sunteți așa tânără, vivace și puternică, pentru că ați... Și de la an... suflet. E, sigur, bine, dacă sufletul... sufletul e frumos, Dumnezeu îți dă cu siguranță că îți dă un cec în alb și poți să mergi, poți să mergi mai departe. Doamna Irina, uite că dacă ne aflăm așa ca, la, ca într-o întâlnire mamă-fică, o să vă rog să-i dați... Să-i dați așa o sfat, o vorbă, o pildă Claudiei, după care, sigur, ea nu o să vă dea o pildă, dar o să vă zică ceva de drag. Să auzim și noi o declarație de dragoste cum se cuvine, adică nu plecăm așa fără declarații. Deci, dați-i, spuneți-i Claudiei ceva așa, cum știți dumneavoastră să le spuneți, cu înțelepciune. Dar ce pot să-i spun Claudiei, afară de frumusețea cu care am zis înțestrată Dumnezeu, Să fie așa cum este ea, niciodată, că dacă te forțezi să fii altfel, n-ai cum să fii. Ea este, așa este născută, modestă, cu minte, la locul plăcută, plăcută de semenii ei și, na. Și poate ne întâlnim la tine în emisiune, ți-am spus înainte de Paști, poate venim să cântăm un cântec. Mulțumesc, România, vă iubesc. Da, asta e declarația de dragoste, sau vrei să-i spui? O iubesc, nu mai pot. Nu mai pot, atât de mult o iubesc și mulțumesc din tot sufletul pentru fiecare cuvânt care l-a scos cu mine și l-a vorbit cu mine, doamna Irina, că pentru mine a însemnat așa o mană cerească, cum se zice, pur și simplu mi-a luminat minunat sufletul. Doamna Mare Loghin, lucru să... Nici noi, nu mai putem de, nici noi nu mai putem de dragul dumneavoastră, așa că o să vorbim la telefon, să se bucure și telespectatorii noștri de dumneavoastră și să facem o întâlnire frumoasă. Vă mulțumim foarte mult! Să rămână, vă iubesc! Asta mică Claudia e topită, toată curge deja de pe canapea. Dar știe, doamna Irina, eu sunt așa, după jumătate de oră îmi revin, da, după ce vorbesc cu doamna Irina. Noi, după o scurtă pauză de publicitate, o ascultăm pe Claudia cântând.